Unde locuiești? În Slatina. În Curtea de Argeș. În Călăraș. Sunt din județul Argeș, Câmpul Moș, cel de-a locuiesc de ceva ani în Târgu Jiu. Din București. Călăraș. Călăraș. Din București, aici, sectorul 5. Din Suraia, județul Vrancea. Vârsta 23. 28. 23. 22 de ani. 19 ani jumate. 23. 20 de ani. De ce vrei să participi la Noră pentru Mama? Mă gândesc că e o oportunitate unică în viață. Pentru că am urmărit emisiunea și aș vrea să văd cât pot sta închis într-o casă. Am venit mai întâi să văd și eu cum e. Din curiozitate. Am avut prea multe eșecuri în materie de prieteni. Pentru a-mi găsi jumătatea pentru premiu. Că vreau să am o experiență unică în viață. M-am uitat la celelalte emisiuni și mi-a plăcut și am vrut și eu să încerc să văd cum este. Din curiozitate, de a vedea cum aș da și în fața televizorului. Așa, și să-mi găsesc jumătatea. Mai mult să-mi găsesc jumătatea, să stau liniștit. Cred că ar fi ceva așa, nu știu, pentru mine ceva special, da, în mod special. Ai grupa de sânge 0 sau A? Nu știu, că l-am sunat pe tata și nu știu. Scrie aici că ești o persoană care știe să încingă atmosfera. Noi suntem atât de plictisiți. Așa, nu? Că mai avem puțin să cădem în depresie. Hai, încingi atmosfera. Păi când ce aș putea să fac, nu știu. Nu are glumele mele ca la 24 de ani, dar... Cât te-ai uitat la emisiune? Nu prea am avut timp, că sunt cu fotbalul și nu prea. Ce faci cu fotbalul? Ce să fac? Bine, deocamdată. Sănătos, voinic. Cum stăm cu dragostea? Bine. Sunt singură. Da, foarte distractiv. Tot timpul pe glume. Asta o să apară, chestia asta undeva, că nu vreau să... Dragostea în ultimul timp de când am venit prost rău aici. Adică stau cu mine băieții, să zic așa, o săptămână, două, trei, după asta îi caut la telefon și nu mai răspund. Am fost și la ea și m-a prins taică. Nu chiar în acțiune, că omul a bătut la ușă, dar nu s-a așteptat să fiu eu acolo. De atunci mi-a rupt meniscul la picior. Oh. Când am sărit pe geam. Da. Sunt cele mai tari seri posibile.